Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint evoluția răsadurilor cu aproximativ 15 zile maxim până la plantare. Aici avem vinete, Mirval F1, avem o evoluție deosebit de bună, după părerea mea. Nu am avut plante căzute. Astăzi îi voi efectua sau voi efectua un tratament ultimul înainte de plantare. Voi efectua un tratament cu insecticid contra tripsului și acarienilor păianjenului. Și bineînțeles un fungicid contra anumitor ciuperci. Probabil v-am spus într-un film anterior cum am făcut încălzirea. Încălzirea am făcut-o cu gunoi de graști, foarte simplu. Sus avem dublură. Anul acesta va fi ultima dată când va fi folosită această seră. Vom demola această seră și vom construi una de fier, de țeavă. Vom folosi țeavă de un sol și un sfert, 44 de milimetri în diametru, dacă nu mă înșel. Ce este îmbucurător e că nu avem atacuri deosebite de boli. Cum vă spuneam, astăzi voi face un tratament pentru siguranța mea, pentru a fi eu sigur că nu avem intrați în plante anumite boli și dăunători. Iată și ardeii, deosebit de frumoși, arată foarte, foarte bine, nu am avut absolut nici o plantă căzută. Probabil și din cauza temperaturilor constante din răsadniță, din această seră de repicat, avem substrat realizat din straturi de paie cu noi de cal succesive, aproximativ 4 straturi, 2 de cal și 2 straturi de paie de grâu. Iată cât de bine arată ardeii ca prima. Anul acesta probabil vor fi mai mari față de anul trecut. Au crescut foarte, foarte bine. Iată. Deosebit de aspectoși. Și până la plantare, probabil vor mai crește. Fertilizanți nu am efectuat. Am făcut o fertilizare doar în răsadnița pentru semănat, atunci când erau în alveole de 288. Acum evit totuși să mai fac pentru a nu crește foarte, foarte mari. Haideți să vă arăt și partea cu fasolea. Fasolea începe să iasă foarte bine. N-au ieșit toate semințele deodată, dar vor ieși probabil toate. Din ce am observat în pământ, când le semănam direct,
ieșeau mai repede. Probabil atunci aveau și căldură mai mare, dar probabil vor ieși toate până la urmă. La fasole deocamdată nu vom efectua absolut niciun tratament, doar atunci când vor fi în 4 frunze. Haideți să mai trecem încă o dată la ardei și la vinete. Iată, le voi firele de ardei și de vinete, probabil le voi planta cu plantatorul. Iată cât de bine arată. Acum mă voi pregăti, vermorelul electric pentru acel tratament pe care vi l-am spus. Voi aplica un insecticid cu fungicid. Pentru astăzi, la revedere!